Căci Tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând, Eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să-ți facă această rugăciune. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să trăiască pe vecie înaintea Ta, căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur că sunt astăzi la această căsătorie. Și dacă toți suntem la căsătorie, astăzi nu aveți voie să fiți supărați, mânioși sau plictisiți. Eu o să-mi dau toată sedința să nu plictisez, dar nu garantez. Sunt aici pentru prietenia care o port familie vară, familia lărgită, chiar familie ciudat, care sunt, și acum veniți din Prăpălari, biserică în care am implicație în slujirea pastorală și doresc ca Domnul să binecuvinteze această familie. Amin. Sunt aici că n-am fost de mult la Semerie, așa am vrut să vă văd pe frați și pe surori și ocazia aceasta mi-a părut binevenită. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Suntem la o căsătorie. Mi s-a întâmplat un lucru ciudat. Eu pentru ei am avut pregătit două predici. Și îi spuneam fratelui bine, nu mă pot hotărâi care să o predic. Dacă nu mă pot hotărâi la una, pot să le predic în două? Nu prea a spus amin. Să știi din Petru. Într-o discuție, la noi, cu sală, care nu se voia răutăcioasă. O discuție, de dragul de a trece timpul, așa cum se întâmplă câteodată. Spunea problemul cu o fată frumoasă, foarte deșteaptă, absolut o facultate grea, șeful de promoție, cu un serviciu bun, foarte pocăită, trecută de floarea dumneavoastră, un pic mai în vârstă ca mine. Și rămasă nemăritată. Și cineva a spus, voi cu fata asta, o rămas săracă nemăritată. Și alta o sărită, de ce săracă? De ce? Unul compătimit, alții o admirau. Și cineva m-a spus și eu ce am câștigat cu minoritate. Am spalat tone de haine și am călcat și am făcut mâncare pe care mâncam în spital, care-i câștigul? Eu le-am stemă pentru o casă. Ce câștigă fetele care sunt mărită? E un câștig? Gândiți-vă voi. Când vorbea de câștigul evreilor și întâietatea iudeilor, Apostolul Pavel a spus, oricum sunt mari. Eu cred că este un câștig. Că însăși Dumnezeu a spus că nu-i bine omul să fie singur. Și Dumnezeu nu căsătorit pe cei doi. Dar nu vorbim de aceste câștiguri. Numai unul. Petru induce gândul în versetul 1, induce gândul unui câștig. Că toți în Sfântire am plas după câștig. Știu eu asta. Și spune că o femeie, printre alte de multe, poate să câștige pentru Dumnezeu bărbatul. Și asta e mult. Iar bărbatul, în versetul 7, poate să câștige pentru Dumnezeu femeia. Că spune, împreună cu el veți moșteni harul vieții. Nu te cheamă Dumnezeu sâmbăr și tine, mare predicator. Trebuie să fii cu nevastă acolo, la răpire, nu? Vorbind de femeie, Petru prezintă două lucruri importante în viața de pocăință, la o femeie credincioasă. Aspectul și activitatea. Cum arată o femeie pocăită din Sfinirea? Că pocăința se vede și prin învățășare. Amin, frate din Sfinirea? Amin. Amin, da? Că s-ar putea ca unele să aibă o inimă bună, sunt tot felul de artiste, de modele, de cântărețe, participă la acțiuni de caritate, ajută casă de copii, orfani. Dar când te uiți la ea, îți dai seama că nu-i pocăit. S-ar putea altele să aibă o înfățișare vlagioasă, dar să n-aibă o activitate bună.
Și ele trebuie luate împreună, să aibă un aspect frumos. Și când vorbea de aspectul unei femei pocăite din Sinuierea, Petru face o fotografie pentru omul de afară și o radiografie pentru omul din lăuntru. Acum oamenii fac poză și pe din afară și pe din lăuntru, știți asta. Nu știu dacă sunt studiat la medicină aici. Deci fotograful face poză pe afară. Pun țipatul, nasul, părul, îi creț sau nu-i creț. Și acum oamenii fac poză și lăuntru. Cum îți ridice, cum îți plămâne. Aia se cheamă radiografie, înțeles. Măi, cum arată o femeie pocăită pe din afară, o femeie din Sumerie? Eu acum predic la Sumerie. Și apoi Apostolul Petru atinge câteva lucruri sensibile. Cred că și femeile de atunci aveau problemele astea. Și vorbește la aspectul exterior de coafură, de haine și bijuterii. Au ele slăbiciuni în privința ta. Nu intrăm în detalii, că e nuntă, da? Eu mă gândeam, oare el o pus și el o morizic în păr când s-o duc la ta. Mă gândeam, noi avem voie să gândim, nu costă, nu? Tendința de a te face frumoasă, plăcută, nu e păcătoasă, dar cu limitele ei. Și Petru spune, podoaba voastră să nu fie aceea de afară. Aici e un indiciu interesant. La noi când s-au pocăit oamenii în sat, au început pocăința cu trei bărbați. Le știu numele și istoria bine. Apoi s-au mai pocăit câțiva oameni, dar pentru ei era valabil versetul, că erau oameni necărturari și de rând. Biblii erau foarte rare. Frații noștri nu aveau predici pe puncte, nu aveau o doctrină bine pusă la punct. Nu cunoșteau exact cum e pocăința la mănunt. Dar ei știau cum e în lume, și o găsesc scris în Ioan 2:15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că dacă iubești cineva în lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Și oamenii ăștia venind din lume, vă repet, și-ți convins de ceea ce spun. Nu știau toate doctrinele Bibliei, dar ei știau cum e în lume, și îți spunea, băi, să nu facem ca lume. Să nu fie mireasa ca în lume, să nu fie obiceiul ca în lume, nu onomastici ca în lume. Multe, multe care le știau încă să în lume, au spus la pocăiți, nu-i mai voie. Asta era criteriul lor. Și Petru convine să vorbește de coafură, de haine, de bijuterii, îi spune, nu ca în lume. Nu că nu trebuie să vă faceți frumoasă. Ba da? Sau elegante. Ba da, încurajăm. Dar alte criterii, alte valori, să ne ajute Domnul, amin? Lăsăm fotografia, trecem un pic la interior. Ci să fie omul ascuns al inimii. Omul ascuns al inimii, expresia asta sugerează o relație intimă și tainică cu Dumnezeu. Omul, o relație, o părtășie deosebită cu Dumnezeu. Dar din expresia asta, apare o altă întrebare. Ne induce gândul la secretomanie. Și la noi am întrebat acum două duminici la o nuntă. Este permis ca bărbatul să aibă secrete față de nevastă lui? Și acum a răspuns și eu am spus că nu. Un nu hotărât. Și îl spun, asta e legea. Nu este normal ca un bărbat să aibă secrete față de nevastă. Nu e normal. Există o excepție, că eu după ce am spus nu, am spus, mă, dar în niciun caz chiar nu pot eu să am un secret față de nevastă. Și am să prezint câteva excepții, părerea mea. Eu cred că bărbatul poate să aibă un secret față de nevastă, de nevastă pe care o cunoaște foarte bine, știe ce temperament, ce tărie are în ea, dacă secretul ăsta îi folosit ca o protecție față de ea. În Sfânta Scriptură apare un caz ciudat, o familie, ea mai tânără, el mai bătrân. Multă vreme n-au avut copii, dar au făcut bine lui Elisei, omul lui Dumnezeu, prin făgăduință au primit un copil. Și copilul ăsta a fost cu mare, a ieșit la câmp, îl durea capul și spune, vai, capul meu, dur la mamă.
bărbați. Asta e expresia lor de regulă. Nu la mama sa. Copilul plâns până seara și a murit. Și acum Tsunamita intră ea în acțiune. Trimite niște rog la bărbat, dă niște spice, dă-mi burduful, dă-mi un măgar, dă-mi o slujnică, mă duc până la omul lui Dumnezeu. Dar de ce te duci? S-a întâmplat ceva, că nu-i lună nouă, nu-i sărbătoare. Fii pe pace, totul e bine. Totul e bine, copilul mor și nevastă nu-i spune. Mi-a spus, măi, nevastă, măi, poate niște secrete o să ai cu față de mine. Dar ferească Dumnezeu, nu chiar așa, măi, nu chiar așa. Adică copilul e mort și nevasta nu-i spune. Eu am trecut aici care are o protecție, că bărbatul era bătrân, ea avea o mare încredere în Dumnezeu și oricum a rezolvat lucrul. E un natal caz. Dar noi așa e la patron. Păi patronii ăștia lucrează cu bani mult. Mult câștigă și mult cheltuiesc. Ei scard în scală în ce privește cheltuială. Și vine un control de la finanță, și îi dă 3.000 amendă, așa că-s prieteni, mă, 30 milioane. Păi sunt bărbați că dacă îi spun la nevastă, mi-a dat 30 milioane, aia nu mai doarmă săptămână, aia se îmbolnăvește. Dar bărbatul spune, stați pe rezolv, am să-i spun eu când la putere primi. Dar eu o protejez, că ea nu e în stare să ducă bani asta, eu fac bani ăștia. Știți când David a plecat să nimicească casa lui Naban, o ieșit Abigail înainte. Și noi ne mutăm înțelepciunea ei. Ea a văd târziu o stăpână a și când i-a spus, ăla s-a cădrănit cu tătul și s-a îmbolnăvit, a murit. Dacă secretul meu e doar o protecție, nu dorința de a o înșela, ferească Dumnezeu, atunci poate fi o măsură, o permisiune. Pentru că sunt bărbați și sunt femei, care nu pot suporta. Sunt oameni bolnavi cu inima. Așa nu au voie nici să supere, dar nici să bucure, dar. Cineva povestea că în America un frate a primit, parcă nu știu, 2 milioane de dolari moștenire, un testament. Testamentul ajunge la nevastă, să începe să spune, măi, bărbatul meu e cu inima. Cum e, dar iubesc, asta iubesc bun. Eu rămân fără bărbat, ce fac? O chipsuite așa mai îndelung și l-a chemat pe păstorul bisericii. Și a spus, frate, uite, bărbatul, că a primit 2 milioane, nu știu exact cifra. Mă tare, ești cum înțelept. Adi mă tare la cunoștință, că sunt o Doamne ferește, fată cu o criză bărbatul. Aici, păstor, om înțelept. L-a luat cu vorba, l-a pregătit. În final îi spune, dacă ai primit o moștenire, uite, 2 milioane de dolari, ce-i face? Îl spune, eu îl bătrân ce se fac cu banii, aș da la biserică. La care păstorul leșinat, că nu era pregătit să primească el vestea asta. Și el trebuia pregătit. Știți, sunt momente din astea în care trebuie să cunoști foarte bine partenerul, când îi dai o veste bună sau rea. Dar nu ca să o înșel, rețineți. Cunosc foarte bine o familie, cu o lună, mult m-am slujit în familia lor, la o binecuvântare. Fratele e presbiter și proroc, nevasta lui e proroc, un vas autentic. Recunoscut peste tot, are un băiat în frate. Și băiatul cu mama lui sunt în orașul Suceava, fac cumpărături. Cumpărături din rutină. Nora e rămas acasă, spală rufe pe marginea drumului. Vine un terorist din ăsta cu mașina, sare peste șanț, îi lovește Nora, adică femeia asta tânără măritată, și o accidentează. Și cineva îi dă telefon la bărbat. Măi, vezi că nevastă a fost accidentată, a avut un accident, încearcă să vii acasă. După câteva minute, îl sună iarăși și spune, măi, nevastă a murit. Nu a mai scăpat din accident, a murit. Și acum povestește sora asta. Noi mergeam spre casă. Ea e dincolo, de Rădăuță. Era pe pod la apa Sucevii și cum mergeam, bărbatul primește vestea asta, lasă volanul încet, se gândește, oprește mașină. Aglomerat, dă cu spatele pe pod, vrea să-l întoarcă. El spune, ce faci, măi, băiete, măi? Îi dă un murit. Și spun, măi, nu ales bine momentul să-i spună. Și el îmi dă, eu fără adânși, e căsătorit, dacă s-a întâmplat în urmă câțiva ani. Măi, și când ai o veste, trebuie să fii foarte atent. Că e bună sau rea. Aici am admis o excepție, știi? Un secret în dorința de a proteja. Acum sunt femei care, iertați, nu trebuie protejate, sunt mai tare ca bărbat. O să-i spui de o pagă, vezi,
frază, bărbat, cu băcer. Ei, asta aici stai să crezi. Dar trebuie să o cunoști foarte bine, unul pe altul. Sau o altă excepție. Eu am secrete față de nevastă, nu unul, 1000. Eu am cel puțin 1000 de lucruri care nu îi spun la nevastă niciodată. Sunt păstor și am primit o grămadă de mărturisiri. Credeți că e normal ca nevasta păstorului să știe tot? Sau nevasta prorocului să știe tot din adunare? Sau nevasta unuia din comitet să spui, ea să știe totul? De unde? De la bărbat? Că bărbatul nu are secrete față de mine. Ei, mai sunt bărbați care trebuie să aibă secrete. Eu vă repet, am primit mii de mărturisiri care nu le-am spus de la cele mai nevinovate până la cele mai grozavane păcate. Nu le-am spus la nimeni niciodată și când o să-mi îngrope, o să-l iau cu mine mormânt. Trebuie să-i spun la nevastă? Am murit. Și atunci pot să aibă secrete unul față de altul? Da, dar numai așa. Nu altfel. Sau dacă vorbeam de relația aia intimă cu Dumnezeu, Maria a avut niște cuvinte, i s-a făcut o cântare, niște prorocii. Biblia spune, Maria păstra aceste cuvinte în inima ei. Poți să ai descoperirea de o relație intimă ta cu Dumnezeu și în intimitatea asta n-are voie nimeni să intre, să o violeze, să o facă publică. Atunci ai voie. În rest, niciun secret unul față de altul. Decât eu, ca și protecție, ca și slujire, ca și mărturisire, sau ca o relație strict personală tu cu Dumnezeu. Adria, să tu înțeles bine, nu dau alte deslegări la Sumeria. În rest, vorbiți între voi, spune Pavel, da? Vorbiți între voi și Domnul să vă ajute, amin? Vorbind în continuare, să fie omul ascuns al inimii, într-un duh blând și liniștit. Nu crede despre blândețe. La noi avem multe familii care îi cheamă blândul. Presbiterul adunării îi cheamă blândul Costică. Și eram altă cu un frate și am făcut cunoștință, le-am spus, fratele blândul. Cred că nu mai are nevoie de alte recomandări. Și ăla spune, nu, eu am avut odată o blândă și tare mă mânca, știu ce e blândă. Nu-i vorba de blândă aceea, e vorba de blândița noastră lăuntrică. O femeie trebuie să fie blândă. Am zis că așa ești, nu? Amin. Îți dorește așa. Blândița să fie din exterior. Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu îndelungă răbdare, cu... Blândețe e ca o haină, Domnule. Blândețea voastră, filipini, să fie cunoscută de toți oamenii. Oare oamenii interesați știu că eu sunt blând? Cunosc blândețea? Eu am o predică de blândețe. Oare nevasta știe că sunt blând? Copiii. Dar de voi știu? Ei, femeia pocăită din Sinerea, nu chiar am treabă cu ei asta. Am treabă și cu voi. Deci o femeie pocăită din Sinerea are un aspect frumos pe din afară, nu-i ca cele din lume, și are o fotografie frumoasă pe dinăuntru. Un duc blând, dar blândeța e bună, e folositoare. Scrie cuvântul Domnului Timotei că omul Domnului cu două răspatul. Nu are voie să se cere. Din potrivă, să fie răbdător, înțelept, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Bărbatul tău nu ți-i potrivit. Dar deodată n-a scris de acolo cu tine. Sau viceversa, ea nu-i potrivnica ta, dar toată spre una și eu i-a spune că nu. Ei, atunci acolo trebuie îndreptat unul de ei, că nu se poate. Dar îndreptarea se face cu blândeță. Să vă dea Domnul la amândoi. Amin? Un duc blând. Și apoi de la tine spune, fraților, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, cum? Cu duhul blândeță. Nu te duci mânios să-l ridici. Este imposibil să nu cadă bărbatul într-o greșeală, mai iubirea. Hai să vezi. E imposibil, eu am 30 și nu spun cât de căsătorie. Am trecut de 32, de 33, da? Apoi imposibil ca o femeie să nu cadă într-o greșeală. Sau să nu cadă, eu când predicam de căderi, căderi în greșeală, căderi de obosală, spune Galateni.
Nu se poate ca o femeie să nu cadă de oboseală. 12 copii, spală, caldă, alăptează, fuge la dispensar, du-i la școală, pune cariete, primește de la școală, învață tata mulțirii de 12 ori cu dânsul. Nu se poate să nu cadă de oboseală femeie. O veste pală de care cearcă, când are poftă de mâncare. Și atunci vine celălalt și ordic. Știți cum ordică? Cu Duhul Plânteță. Să-l aibă, să-l aibă. Sunt bărbați care cad de obosare. Lucrează dimineața până seara, jantier, stau în trafic, circulă bară în bară, șeful ceartă, are bagă la servici. Păi m-am săturat. Și vine nevasta și îl ridică cu Duhul Plânteță, că de asta e de mare folos. Un Duh blând și liniștit, îndreaptă cu blândețe, ridică cu blândețe, în 18 cu 11 spune, nu-ți ajung cuvintele Lui care te mângâie cu blândețe. Ce bine că vorbesc cu blândețe în casă. Așa să fie Iulia, așa să fie Iulius, așa să fie și voi. Amin? Doamne ajută de la aceasta. Și apoi când vorbim de activitatea lor, când vor vedea firul vostru de drag, curat și întemeiat, se supun necondiționat. O femeie pocăită, supusă bărbatului ei, nu intrăm în capitolul supunere. Vorbesc cu respect ca Sara, care îl numea pe Avram Domnul ei, dar nu la telefon și nu în public. Iar a numit Domnul ei în inima ei, când o primit peste, a spus, Domnul meu de asemenea e bătrân, o gândit și în mintea ei l-a numit Domn. Că s-ar putea ca unii să-l numească de pe buză Domn, dar în minte să nu creadă așa. Dar o femeie pocăită se supune necondiționat și vorbește cu respect, așa e la femeie pocăită, nu? Și face bine în mod voit, fără să se teamă de ceva. Adică, băi, vine bărbatul la lucru, dar nu-i mâncarea, gata, băi, divini, termin mâncarea. Nu de asta face o nevastă mâncare, că face bărbatul. Ei nu se teme de bărbatul în felul ăsta. Nu are teroare asta, cuvântul teamă e sinonim cu teroare, dar nu traduce. Deci nu faci treabă de frica bărbatului, că dacă nu cu el am de lucru. El îi face bine, din dragoste, dar din respect, așa să fie Iulia. Amin? Bărbați, iubiți-vă neveste. Purtați-vă cu înțelepciune, la rândul vostru. Manifestarea înțelepciunii, eu în ultima vreme am predicat tare mult la anunț de înțelepciune. Îmbătrânesc și mă rog Domnul că o să-mi dea înțelepciune. Manifestarea înțelepciunii stă și în cunoaștere, în știință. Altădată spuneam că un om înțelept, un bărbat înțelept, știe câteva lucruri. În Geneza 12 cu 11, Avram o ia pe păcat pe Sara și îi spune, știu că ești o femeie frumoasă. Știi asta? E frumoasă? Slavă Domnului! Într-o adunare a făcut o probă și a spus, care bărbat de aici știe că are femeia frumoasă, să ridice mâna sus. Și mă uitam la surori, tot într-o seară. Da, am eu ridic mâna. Voi, frați de la Simeria, știți că aveți femeie frumoasă? Știți, da? Știți să apreciați calitățile neveste? Dacă generalizăm într-un fel, dincolo de frumusețe. Că nevastă ta are niște calități, bărbatul are niște calități. Știți să le apreciezi? Pentru că înțelepciunea se arată prin cunoaștere. Și un bărbat cunoaște. Am mai povestit că dacă mă într-o familie, vine nevastă la mine, o fac, că încerc și una în pământ, dar îmi dau un domnul vor, cu omul ăsta nu se poate trăi. Și încep, ea începe, o să coprești, coprești, îi coprești, să nu putem opri. Bine, oprite mă la urmă. Și zic, hai să o luăm așa de rând. Bărbatul tău, îi fidel sau nu îl poate? Nu, ferească cum mi-a dus mă rog, poate. Nu, de asta nu-l bănuiesc. E bun, e bun. Asta e o mare calitate într-o lume murdară, străcată, păcătoasă, când păcatul e promovat ca virtute, când îți tot felul de îndier păcătoasă, tu să trăiești la cu nevasta și să fii fidel. Deci e bun, măi, nevastă, măi, asta e bun. Da, e bun. Dar bărbatul tău, ca tată,
iubește-o. Da, bine, să joacă el în spate. Vai, zic că răgii, nu sunt eu bucuros. Păi, domnul e bun. Dar acasă aduce bani, faci, tot în ziua, aduce, n-am ce spune, lucrează, tot în ziua, cu șurubienița, repară. Și eu spun, unde acum are trei calități mari, ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnului pentru el. El mai că nu s-a plăcut, eu m-am plecat și de fapt de dată. Și fiind pe scot, a plecat și el, el nu trebuie să plăcă. Eu, Doamne, îți mulțumesc pentru soțul ăsta, că îi fidel și îi tată bun și aduce bani și mă rugam, așa, mai din duc, mai din fire. O început o mișca și ea, pus un pic, ne-a ridicat și continuăm, mai divorțez. Apoi nu chiar am vrut să divorțez, frate, dragul, dar zic să mai calmat. Cum bărbatul tău chiar n-are nicio calitate, măi? Nevasta ta n-are nicio calitate, înțelepciunea știe, ea cunoaște că calitățile celuilalt. Și eu aș vrea nici nu se o aprecieze. Eu cred că are multe calități, că nu era tata mântul aici dacă nu o apreciează. În Isaia 50, cu cât? Cu 4, cu 5, acolo spune așa. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dovorât de întristare. Aminteam mai înainte de vorbirea aceea cu mânghiat, ridicată cu Duhul blândeță. Știi să înviorez cu vorba? Să ne dea Domnul știința asta. Dovadă de înțelepciune. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune. Are toată nevoie să o ridici, băi. Are nevoie să o înviorez și nu-i vedea numai limbă. Prorocul spune că Domnul mi-a deschis și urechea ca să ascult ca un ucenic. Că deodată știință să asculți. Iată unul cu 19. Știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta. Orice om să fie dravnic, da? Ascultare, încet la vorbire, să vă aplic la mânie. Ăsta e un om priceput care știe să asculte și care știe să vorbească. Să-i dea Domnul binecuvântarea asta și lui Iisus. Amin? Și să dea la toți frații de aici. Amin. În Ionac, câte unul cu 12, în furtuna tine s-a pornit. Că avem o predică cu furtuna, dar nu poți să predic tot ce ai început. Viața, familia, ca o corabie. Dacă l-au văzut că primește din moarte, a venit Ionac și a spus, luați-vă și aruncați-vă mare, știu că din vina mea s-o stărni furtuna. E mare lucru să recunoști vina, când o ai. Eu odată vorbeam într-o familie despre asta și un prieten de-al meu căsătorit înaintea mea, a spus, băi, eu nu mi-am cerut niciodată iertare la nevastă, dar nici n-am greșit niciodată. Măi, eu am început să arăt eu cu smântele, chiar cu scălață, frate, dragul. E trei mii, familie bună, știi? Dar când să-ți asumi o vină, o greșeală ta, e dovadă de înțelepciune asta. Și apoi Eclesiastul spune, măcar că cel rău face răul de 100 de ori și stăruiește răutatea lui, eu știu că fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul. Ei bine să știm lucrul ăsta. Bărbatul înțelept cunoaște lucrurile astea. Nu intru în predica de înțelepciune, în vorbire și în alegerea prietenilor. Înțelepciune să păstrezi locul tău în familie, ca și cap al familiei. Oricum, femeie, iertați-mă, surori, sunteți un pic inferioare. Așa a făcut Dumnezeu ierarhia. Știți de ce? Că întâi a fost făcut Adam și după aceea Eva. Așa spune Pavel în Timotei. Deci Adam a fost primul. Are întâietate. Și apoi nu Adam a păcătuit. Sunteți un pic mai vulnerabile. De aceea sunteți așa pe locul 2. Dar vine problema reabilitării. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii și Petru spune că ele moștenesc cu noi harul vieții. Acceptăm reabilitarea lor. Amin? Amin. Doamne ajută! Mă uit la aceasta. Maestra. Fotografia de afară. Nu ca cele de lume. Fotografia de înăuntru. Un duc plâns și liniștit. Din liniște nu predic aici, că am predicat aseară. La Oțelul Roșu. Un duc blând și liniștit. Iar ție multă înțelepciune de la Domnul. Amin? Așa se vorbesc ceva de binecuvântare, că suntem la căsătorie. Psalmul 24 cu 5, definiția binecuvântării. Acela care, nu minte, nu înșală, nu așa, acela va primi binecuvântarea Domnului, starea după voia lui Dumnezeu dată de Dumnezeu mântuirii. Ce înseamnă binecuvântare? Binecuvântare înseamnă să fii într-o stare după voia lui Dumnezeu.
Și acum lucrurile celelalte, eu le verific prin definiție. Am fost în America și îmi spunea un frate, patron, are bani mulți, angajați mulți. Frate Dragoș, la mine în casă, miercurea se face zilele rugăciunii. Cu familia sunt nelipsit de la adunare. Am primit o ofertă extraordinară. O venit cineva din mai mare țări care m-a îndrăgit și a spus, domnule, ia-ți echipa, mută-te în insula nu știu care și câștigi de 10 ori mai mult. Și eu m-am gândit și am spus, îmi pare rău, nu pot. Și el spune, domnule, du-te și fă-ți un control atunci, ai probleme. De ce oferta asta s-a făcut o ție că îmi e simpatic? Nu pot. Eu am nevastă, am copii, la noi e rugăciune, ăla nu știu dacă era creștin sau nu, îi rugăciune și eu n-am voie să lipsesc de la adunare. Și îmi spune, frate Dragoș, dacă mă mutam eu insula aceea, să mă ruptem de adunare, era binecuvântare? Ce spune voi? Implicarea în viața politică. Până unde e binecuvântare? Că unii au binecuvântare așa la Andro, e de la Domnul. Eu am spus unora, la noi primarul din sat, e prezbiter, e pocăit. I-a spus, dacă la noapte e răpirea și tu ești căpit, mergi înainte. Dar dacă slujba ta și funcția ta politică umblă la neprihănire și împiedică mântuirea, nu o trata ca o binecuvântare. Și câștigul tău ca patron, dacă averea ta, firma, angajați, bani și ce ai tu, te depărtează de Dumnezeu, eu nu chiar garantez că e binecuvântare. Că binecuvântarea este starea după voia lui Dumnezeu. Și dacă mă rog azi pentru ei, mă rog ca Domnul să le dea o stare după voia Domnului. Asta e binecuvântare. Amin? Când am vrut să fac o clasificare a binecuvântărilor, am fost un pic în dilemă pus. Am constatat că în Sfânta Scriptură sunt două testamente, Vechi și Nou. În Vechiul Testament, precăderile erau pentru binecuvântări pământești, pentru trup. Îți vei da o țară, curge lapte și mere, vei bate pe vrăjmașul tău, vei avea cetăți, vei avea pământări. Binecuvântările vizau omul de afară, 2 Corinteni 4 cu 16, om de afară și om de lăuntru. În Noul Testament, binecuvântările vizează omul din lăuntru. Și acum vine Efeseni 1 cu 3 cu 4 și spune că El, Dumnezeu, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Deci, atât că sunt binecuvântări pământești și sunt binecuvântări duhovnicești. Binecuvântările pământești sunt pentru omul de afară, pentru trup, că noi trăim în fire. 2 Corinteni 10 cu 3, da? Noi trăim în fire și doresc ca binecuvântările pământești Domnul să vină de-a Domnul. Amin? Care sunt aceste binecuvântări? Geneza 39 cu 5. De când Iosif a intrat în casa lui Potifar, Dumnezeu a binecuvântat casa lui Potifar. Adică i-a dat multă pâine, i-a dat belșug. Eu chiar vrea Domnul pe voi să vă facă oameni bogați. Amin? Să aveți pâine din belșug, îi binecuvântare pământească. Spune și voi pentru ei. Amin? Amin. Amin. Binecuvântare pământească, Exod cât? 23 cu 25. Dacă vei asculta de Domnul Dumnezeu tău, voi împărți pâinea și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Eu-i sănătatea o binecuvântare pământească? Le-o urați și lor? Domnul să-i facă să fie sănătoși. Amin? Îi binecuvântare pământească, dar e bun. Binecuvântare pământească este o casă mare. Acum, Doamne, binecuvântează casa robului tău. 7 cu 29, Samuel, de unde am citit eu. Geneza 12. Avram, te voi binecuvânta și te voi mulți nespus de mult. Psalm 128, versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Cum? Cum e binecuvântat omul care se teme de Domnul? Cu copii. Nevasta ta e ca o viță măritoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște răstari de măsurin în jurul mesei tale. Întreba un dat un frate, ca să înconjuri masa. Cam câți copii ți-ai? Cu unul poți înconjura? N-ai cum să înconjuri masa cu un copil. Discutăm. Fratele Vasile Moroc a fost la Ciumâri, la o familie cu 18 copii. Și stând acolo de vorbă, întreabă, măi, mai sunt familii cu copii mulți aici? Și fratele Gerea spune,
Vecinul e tot pocăit, are și el 18 copii. În restul, frate, va să-i iau puțin. Câte 8, nu? Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Un neam mare. Și să vezi pe copiii tăi și pe copiii copiilor tăi. Îi binecuvântare? A fost într-o familie, a fost la o căsătorie și a păstrat relație. Băietul era din 16 copii, fata era din 17 copii. Au făcut o adunare și îmi spunea cineva, s-au făcut vot secret, ce s-a mai făcut, doar nu mai ieți în adunare. Cine se iese dacă, băi, dacă e un neam mare, un neam binecuvântat, nu e o binecuvântare asta? Acum vă întreb pe voi, vreți și binecuvântarea asta? Tu, da? Doamne, dă-mi și asta, amin? Eu mă rog întotdeauna și mă rog, Doamne, dacă le dai copii, nu în amănunt, un lucru foarte mare, să le dea copii sănătoși. Și când familia are copii sănătoși, te bucuri de toți. Eu am o mătușă, care a avut o singură fată, trăiește, are 90 ceva de ani. Peste drum de ea, o familie de ortodoxi, cu 14 copii. Acum, o luat boteză. Și părinții și copiii botriți la oastea Domnului Iesu la Pentecostale, trebuie toți. Are de slujitori. Și îmi spune mătușa, de câte ori năștea vecina, eu nu putem dormi. Oare ce face? Ce mănâncă? Cum îngrijește? Nu putem, nu avem liniște eu când năștea vecina. Dumnezeu a schimbat vremea, a venit revoluția, toți au plecat, unui director general, altul patronul. Și zice, mă uit când vin sâmbătă acasă, parcă-i târg de mașini la dânsul la poartă. Plin de mașini, de nepoți, de copii. Așa este binecuvântat omul care se teme de... Se binecuvânteze, Domnul, amin? Binecuvântări pământești. Pâine, sănătate și familie. Amin. Binecuvântări duhovnicești, noi intrăm în multe detalii. În el, versetul 4 din Efeseni 1, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Păi o binecuvântare? Să fii născut într-o casă de oameni pocăiți. Din sutele, din zecile, din tineri, din femeie, care merg la meci, merg la horă, și merg la bal, și merg în unul de mere. Tu să fii la adunare, botezat, cu Duhul Sfânt. E o binecuvântare? Alegerea voastră e o binecuvântare? E o binecuvântare duhovnicească. Să o păstreze pentru ei. Și să o păstreze pentru noi. Amin? Lucrarea Harului din versetul 6. El ne-a iertat prin Har și o binecuvântare. Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. Adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el e credincios și drept ca să ne ierte. Odată ne iartă Dumnezeu când ne-a pocăit, după aceea ne iartă de 10 ori pe zi. Credeți-mă ce spun. Când numai un gând, numai o idee, numai o bănuială, e o tinăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu în fiecare clipă am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și mereu cer prezența Sfântului Domnului peste mine. Și asta e o binecuvântare duhovnicească. Lucrarea Duhului Sfânt, vorbesc mai departe, 13, 14 versetele acestea. În el Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Îi binecuvântare duhovnicească? Să le dea Domnul tuturor. Eu am încercat să fac un raport de subordonare a binecuvântărilor. Care e mai mare? Aia pământească când îți dragi. Sau aceea duhovnicească. Că și astea îți dragi. Și am constatat un lucru. Dumnezeu e mai interesat de binecuvântarea noastră duhovnicească. Și am mai observat eu așa pe teren unele întâmplări. Câteodată sunt oameni care nu pot purta amândouă binecuvântări. Sau așa găsește Domnul cu cale și ca să-ți dea o binecuvântare duhovnicească, închid un pic robinetul de la binecuvântarea pământească. Poate ați constatat și dumneavoastră, nu? Spunea că sănătatea e o binecuvântare pământească. După ce trec cu vadrul Iabocru, în câmpiile Mahanaim, Iacob se luptă cu Îngerul Domnului până dimineață. Când s-o invit zorul, spune, lasă-mă să plec. Nu te las până nu mă binecuvintez. Care ți-e numele? Iacob, nu-i conoșelător. De acum te vei chema Israel. Și Dumnezeu l-a lovit în vera de la încheietura coasei. Și spune că se iveau zorile, când Iacob pleca, trăgând piciorul. Iacob toată ziua, toată viața lui, o mers așa și tot.
trezea piciorul. Iacob, de unde e asta? E o binecuvântare de la Domnul ăsta. O lumit Domnul închis un pic binecuvântarea pământească numită sănătate, ca să-l facă tatăl multor neamuri, să-i dea păgăduiri, să-i lucru de aia. Noi eram la rugăciune, avem un proroc care are aproape 90 de ani, acum e bolnav, stă în pat. Un om mafric, marnic, și-l durea un picior, dar durea tare. Și eram la rugăciune cu un proroc străin, fratele Liviu, un geniu. Și el a spus, fraților, de pe bancă, rugați-vă și pentru mine, dar nu a spus, pentru orice. Și fratele Liviu spunea, mă, nu povedenii pentru matare. Matare, ești așa un om băinic, înalt și pășăi, adică pași, acei pași mari, tot timpul grăbit. Nu-l vedeai pe orfan, nu-l vedeai pe vârbă, nu-l vedeai pe sărat, nu-l vedeai pe cel năcălut. Bă, ce niște pași mari! S-a uitat Dumnezeu la dumitale și ți-a legat o greutate de picior ca să pășești mai încet. Și fratele încet, dar cu îngi trei frază. Omul ăsta, așa cum ai știut în picior, acum ai mai tare, stă în pat. I-a schimbat Dumnezeu un pic profilul la binecuvântare din sănătate, i-a pus așa un mic, o mică problemă la picior. De atunci omul a venit la adunare, a lucrat cu darul profetic. De atunci, de ani de zile la el se face rugăciune în fiecare vinere și zi de post. Nu că Domnul l-a blestemat. Nu că n-are probleme din astea pământească, nu ești uitat de Dumnezeu. Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Odată circulam, eram cu 3-4 frați în mașină, era 12 noaptea, de sunt un telefon. Frate dragă, știu că treci prin oraș la noi, nu spun orașul din Ardeal, intră până la noi. Măi, omule, dar nu-i vreme de vizite. Frate, eu nu te chem la vizite și la mâncare. Am un necaz. Ne-a așteptat la poartă, am intrat. O fată frumoasă, era pentru celelalte. Dar plânsă, roșu, cu niște ochi roșu în cap. Dar eu spun, măi, tu ceva, ai fost în seara de adunare? Dar ce se caut la adunare? Nu vezi că nimeni n-are nevoie de mine? Uite la mine ce urât ești! Bă, cine ți-o spun să iei că ești urât? Dar ce, eu n-am o glindă? Băi, am văzut că are probleme. Și m-am pus asta din urmă, ce probleme? El a avut o prietenie cu un băiat, în care chiar a investit sentiment, fată, pocăită, sincere, dar era profesionist. Și după o vreme, o îndepărtat, o ieșit cu alta. Ea atât a suferit, o căzut în depresie, studentă la Cluj, o căzut în depresie. Și eu a spus, măi, fata, eu am acasă mai mult copii, am un băiat așa, era de drag, și un șer, seacă cu mine, și îmi plăcea tare de el. De ce să zic? Îmi plăcea tare de el. Și i-am dat o mașinuță mică, toată ziua pe el, prin casă, la deal, prin pierd, prin pat. Eu zic, șofer, te faci, tata. Bă, dar timpul trece și după mașinuța, am luat eu și i-am ascuns mașinuța și i-am dat niște pile, așa. Zic, hai în mață de 1, 2, știți că el băia mașinuța, dar eu nu, am ținutul, e un numărul de acum. Și apoi a pus în numele, după ce am numărat bine, trebuie să-l dau la grădiniță, i-am ascuns bine. I-am dat un creion, zic, hai, uite, uite, fă-ți cu tata, uite un cărnic, uite o linie, un cărnic. El tot căutat bine, de ce? Dar i-am luat bine. Zic, măi, Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine, ăsta era un derbedil care s-a jucat cu sentimentele tale. Dumnezeu pentru tine are un băiet bun, frumos și pocăit și ți-l dă ție. Ia să-l gloriază, spune de unde, ți-l dă, băi, ți-l dă, că Dumnezeu e bun. Ți-l lua pista să-ți dea iau. Pleca la Cluj, că ta facultate, căsătorit, are familie. Știi că deodată Dumnezeu ne umple la ceva, la o binecuvântare pământească, în Ezechiel 24 cu 16, Ezechiel era proroc, nu că la Bosan și la clasă Mirea. Dar se pare că s-a pierdut din interes pentru prorocie. Oamenii nu mai ascultau. Și vine Domnul și spune, o singură lovitură am să-ți iau ce ai mai scump. Să-ți lei tulpanul, să nu mănânci pâine de jale, să nu plângi. Dimineața mi-a vorbit Domnul și seara mă pune nevață. E ușor? Pentru proroc să-i moară nevața? Și el are confortarea care a spus-o Domnul. Nu plânge, nu lăcrămează, nu mănâncă pâinea de jale. Și au venit evreii și spune, spune-mă, ce cu comportarea asta? Dumnezeu a vrut să-l facă mai proroc. Dar a umblat la familie un pic. Nu era blestemat Ezechiel. Dumnezeu îi dă o binecuvântare duhovnicească mai înaltă. Iov 42:12. În zilele de urmă Dumnezeu a binecuvântat Iov mai mult decât înainte. Dar până atunci eu îmi dau la sănătate, eu îmi dau la familie, eu închis un pic robinetul lui Iov, dar unul i-a dat Dumnezeu înapoi.
Asta nu înseamnă că suntem blestemați, că suntem uitați de Dumnezeu, că suntem dați afară din servici, că nu ne reușește copilul la facultate, că ne vin analize în ele. Nu ne uita Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne dea o binecuvântare mai înaltă, după omnicească. Ne rugăm și pentru astea. Doamne ajută! Închei predica, vedea cu binecuvântarea e mai lungă. Că binecuvântarea e o alegere. Deuteronom 30 cu 19. Îți spun înainte, măi limbăță. Binecuvântarea și prestigiu. Ce alegi? Binecuvântarea. Slavă Domnului! Și când alegi binecuvântarea, alegi un loc. Psalmul 133. Că acolo dă Domnul binecuvântarea. Nu vă duceți unde nu-i binecuvântare. Nu-i pe stadion, nu-i în discotecă, nu-i în crâșmă, nu-i. Știți unde e binecuvântarea? Când se adună frații împreună, Carola, Hermonul, aici e binecuvântarea. Veniți voi aici, aduceți-vă copii aici, aduceți familie aici, alege să veniți aici. Amin? Exod 32, cu cât cu 29. Alegeți astăzi, cu prețul jertfei voastre, să intrați în slujba Domnului, voi fii lui. Alege timpul binecuvântării. Și de-ați omul înțelepciune, să alegeți binecuvântarea, nu de mâine. Începând de azi, propunea frate, să alegeți tare îndrăzneață. Chiar o provocare pentru mine, dacă vine din sala adunare, nu mai fac un subiect de predic de aici. Dar nu știu așa. Dar alegeți adunarea, alegeți binecuvântarea de azi, că binecuvântarea e o alegere și unii biserici ne-a păstrează. Voi aveți binecuvântare, păstrați. Amin. Ei și noi. Amin. Amin.